Recent, Piatra Neamț a fost municipiul gazdă a fazei regionale a echipajelor de prim ajutor din cadrul detașamentelor de intervenție la dezastre. Locul întâi a fost câștigat de echipajul Crucii Roșii din Botoșani, urmat de cel al filialei Ieșene. S-au prezentat la Piatra Neamț echipajele de prim ajutor din județele Moldovei și atunci a fost locul întâi ocupat Crucea Roșie Botoșani și locul 2, Crucea Roșie din Iași. Luna trecută, Crucea Roșie Română a marcat trecerea 140 de ani de la înființare. Cu această ocazie, reprezentanții filialei nemțene, în parteneriat cu voluntarii de la o școală post-liceală sanitară, au organizat în incinta turnului lui Ștefan cel Mare sesiuni de acordare a primului ajutor. Am marcat 140 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române, iar împreună cu voluntarii, noi am deschis două corturi de Cruce Roșie în incinta turnului Ștefan cel Mare din centru, unde am desfășurat următoarele activități. Am distribuit pliante și alte materiale promoționale în legătură cu acest eveniment, cu ajutorul voluntarilor de la școala post-liceală sanitară, dar nu numai, am asigurat gratuit măsurarea greutății și atențiunii la trecătorii interesați. S-au efectuat exerciții demonstrative de acordare a primului ajutor. Undeva acesta este unul din obiectivele de bază. Tot în această perioadă, reprezentanții filialei nemțene a Crucii Roșii au oferit un curs de prim ajutor comunității din localitățile Tămășeni și Adjudeni, acolo unde atât adulții cât și cei mici i-au primit cu brațele deschise.